preoccupazioni. Sau marchisa. Nu marchisa, marchisa. Ma asta e un fruct care, teoretic, trebuie spart. După aia rupt. Și înăuntru are mai mult sâmburi care seamănă cu sâmburii de la rodii. Mă că zgrupați toți în mijloc. Asta-i. Și practic se mănâncă sâmburește cu tot cu sâmburele negru. Interesant. Nu poți să zici că e fructul pasiunii. Și nu e chiar pasionat. Doar numele, fructul pasiunii. În fine. Și se iau sâmburii ăștia frumos. Se mănâncă cu totul. Uneori te mai pătezi. Așa la gust este cam ca și un geleu cald. La gust, la textură. Gustul, nu știu unde să-l clasez. Nici prea dulce, acrișor aproape deloc. Mi-a plăcut. Dar odată ce spar sâmburele negru, ăla nu e așa bun. Nu știu la ce e bun, dar sigur pe internet găsim informații dacă suntem curioși. Cameramanul a zis că nu știe la ce e sănătos, nu că la ce e bun. De bun e bun, într-adevăr. Dar la ce e sănătos? La ce ajută? Împotriva căror boli? Ce boli previne? Cum te face să crești mare? Dacă n-am mâncat fruct din ăsta, am rămas mititel. Dar esențele mici se țin în corpuri mici. Esențele puternice se simt în sticluțe mici. Mulțumesc!